Bun găsit la o nouă emisiune, marca înregistrată ziarul știrea.ro. Sunt Ionica Ghinea și astăzi, supărată un picuț pe cum arată municipiul reședință de județ, și anume Slobozia, atât din punct de vedere al infrastructurii rutiere, cât mai ales al serviciilor de salubritate, serviciilor de apă, canalizare, m-am gândit că și dumneavoastră vă doriți să aflăm mai multe de la directoarea noului serviciu de salubritate, cel care a fost preluat de la binecunoscuta firmă constanțeană Polaris S.A. A plecat Polaris, a venit SC Adieco 2009, o firmă care și-a făcut un renume în județ, dar nu atât de mare încât să fie auzit și noi slobozenii, de toți slobozenii de ea, deoarece noi lucram cu Polaris, noi, primăria Slobozia lucra cu Polaris. Cum a efectuat serviciul, cum a prestat munca de salubrizare a orașului, știm, n-are rost să mai discutăm. Astăzi am invitat-o alături de mine pe doamna Ciobanu, director al SC Adieco 2009. Zic bine, doamna director. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Bine ați venit și aș vrea așa dintr-un început să-mi spuneți câte luni are firma de când prestează în municipiul Slobozia și în județ, înțeleg. În municipiul Slobozia, pe 15 octombrie facem un an, iar în județul Ialomița am început în decembrie 2021, când s-a început cu 8 localități, iar acum operăm în 61. Deci, funcționați în județ din ce an? 2021, la nivel de județ, Adieco în structura operatorului regional. Și în Slobozia ați venit în 15 octombrie 2022. 2022 și ați venit dumneavoastră cu echipa constituită la nivelul firmei sau v-ați format o echipă nouă la momentul la care ați venit, preluând ceva dintre salariații fostului SC Polaris? Noi, acolo unde am început să preluăm serviciu în județ, am avut un obicei foarte sănătos, spun eu, și anume de a prelua vechea echipă. Este sănătos pentru că teoretic și practic vechea echipă știa structura serviciului, structura localităților și anume unde am operat, și mi s-a părut că este corect față de ei să nu rămână la o parte, exact, da, una la mână și doi la mână, pe noi ne-a avantajat pentru că, repet, se știa terenul oarecum. Din echipele preluate, este clar că nu au rămas toți. Asta din cauză că... Ați făcut o selecție? Am făcut noi sau s-a făcut de la sine o selecție. Nu vă întreb dacă au fost motivați oamenii să rămână, pentru că e clar, în ziua de azi locurile de muncă sunt atât de căutate. Vă întreb doar cum ați găsit, cinstit, din punct de vedere al salubrizării orașul, pentru că dumneavoastră, având experiența de la Țăndărei, da, și comunele limitrofe și unde, da, mai operați dumneavoastră ca serviciu, aveați ochiul format. Spuneți-ne sincer, cum ați găsit? Adică erau platformele respectând normativele, erau așa cum trebuie, prețul vi se părea acoperitor pentru ceea ce făceați dumneavoastră și urmează să faceți dumneavoastră? Slobozia, la fel ca și celelalte comunități din județul nostru, au o structură a serviciului de salubrizare, sau cel puțin noi i-am preluat cu o structură a serviciului de salubrizare destul de simplistă. Este clar că obiceiul era acela de a colecta, transporta și duce la depozitare finală. În sensul că serviciile care de fapt valorifică eficiența serviciului de salubrizare nu au fost luate în calcul, respectiv tratarea deșeurilor și în primul rând colectarea separată. Din punct de vedere al infrastructurii, atât Slobozia cât și toate celelalte localități sunt la un nivel, să zicem așa, de
de supraviețuire, de a presta serviciu în condiții la limită. Pentru că nu se respectă care anume normative. Înțeleg asta cu colectarea pe fracții selectivă. Noi am preluat Slobozia cu colectarea separată, da, a reciclabilului de fracția umedă, clar. Da. Inclusiv structura platformelor era de așa natură să se colecteze separat. Adică erau recipiente separate, da, le, da, vedeam, da, și noi în oraș, pe culori, cele galbene, cele albastre. Ce pot eu să vă spun ca și experiență este că nu structura este cea care, să zicem că ar fi prima în vizor de a fi modificată, ci educarea populației. Din punctul meu de vedere, aici nu s-a lucrat absolut deloc. Ce înțelegeți prin nu s-a lucrat, doamna director? Cine trebuia să lucreze? Că înțeleg, din ce citim și noi în mass media centrală și din ce citim în normative, în legi, că trebuie neapărat să începem să ne educăm noi ca popor în ceea ce privește și activitatea verde, de, iată, selectar a gunoiului, menajer, de cel de hârtie, sticlă, plastic, dar lucrurile astea ar trebui să se facă unde? În școală, e clar că se face oarecum, măcar tangențial. În familie se face. Toți avem un bun simț și simțul civic nu lipsește multora. Dar dumneavoastră, operatorul care sunteți, dar în general operatorii, fie ei de apă, canal sau gunoi sau oricare energie, ar trebui să vină în întâmpinare. Ei ar trebui să fie primii care să facă această educare, cu ajutorul mass media, cu ajutorul unor întâlniri, dezbateri publice, etc. Exact așa gândim și noi. Noi avem o structură, zic eu, sănătoasă, în sensul că nu pretindem până nu oferim. Drept urmare, am venit, am cunoscut colectivitatea, comunitatea și zic eu că ne-am făcut temele pentru a putea să mergem mai departe. Da, educarea populației trebuia făcută de operator pe de o parte și de UAT sau de structura superioară UAT-ului pe de altă parte. Pentru că dacă nu fac cei doi echipă, degeaba încearcă unul, pentru că nu reușești să construiești teoretic. E clar. Ca să vorbim și mai aplicat. Sigur. Noi avem în Slobozia blocuri, da, și case. Da. Avem pe de o parte la blocuri acele platforme consacrate deja lângă bloc sau un pic mai departe de blocuri, pe cvartal, așa. Avem, cred că mai sunt, nu știu, n-am verificat în ultimii ani, recunosc, genele de gunoi de sus, de la etajul 10 nu mai sunt, da? Deci cum fac oamenii? Cară cu liftul? La platformă. La platformă, da. Bun. Și mai avem casele. Da. La case se merge pe pubele. Da, există pentru fracția umedă pubelă, iar pentru fracția uscată operatorul împarte, ca să zic așa, în momentul de față un singur sac. Fracția uscată se ia separat, deși ea este formată din patru categorii simple, ele se iau amestecat. Deci în sacul galben, cum este, da, el, da, cunoscut, nu e verde, da. Nu e verde. În sacul galben, noi cetățenii ar trebui să punem acolo la grămadă hârtia, plasticul și sticla. Dozele? Dozele. Și dozele? Și dozele. Și, da, și sticla, corect. Așa, bun. Ar fi patru fracții, noi când zicem sticlă, mai majoritatea se gândesc și la dozele acelea, că intră, da, ori la sticlă, ori la plastic. O să vă zic de ce am specificat lucrul ăsta, dacă foarte bine ați făcut. Da. Ei, acum, oamenii spun, domnule, vii și îmi spui să colectez deocamdată numai pe două fracții, că eu înțeleg din ce am citit și mi-am făcut temele acasă și am redacție și în Constanța și acolo e Polaris și m-am ținut cumva de subiect, înțeleg că ne așteaptă și pe noi, ca și pe constanțeni, la ei a început deja, vremurile acelea în care dumneavoastră, operatorul, veți vrea să punem separat și hârtia și plasticul și dozele și mai mult decât atât vin nepolarisul și deschide calea pentru dumneavoastră operatorii, deschide calea către noi sarcini puse în cârca oricărui cetățean care colectează gunoi în, da, gospodăria lui. Și anume, spun ei,
Că noi ar trebui dozele, sticlele, cutiile de smântână și ce mai este din plastic, uite, chefirul, ar trebui, după ce am golit doza, să spălăm la chiuvetă bine și să o strângem, să o compactăm cumva, ca să ocupe mai puțin loc și să nu se umple sacul repede, că dumneavoastră nu veniți zilnic. Și toate operațiunile astea, dincolo de faptul că necesită o muncă, ele necesită și o mică, mare cheltuială. Omul ăla consumă apă ca să spele dozele alea. Și dacă e chefirul ăla, iese greu de pe sticlă, mă gândesc. Știți, așa sunteți gospodină. Trecând peste toate astea, vin și vă întreb, cât de departe este ziua în care ne veți cere să facem și noi această operațiune de care vă spuneam că polariți deja a început? Eu sper să vă convingem să faceți treaba asta. Da. Așa. În sensul că recipientele pe care noi o să le punem în sacii de reciclabil trebuie să fie spălate, igienizate, dintr-un motiv foarte simplu. Ele conțin mâncare, conțin, cum să zic eu, un material care contaminează, poate fermenta și... Exact, da. Care contaminează. Prin reciclare noi încercăm să le reintroducem în circuit. Noi PET-ul pe care îl folosim de la, ziceți, de la iaurt, o să trebuiască să facem din el diverse lucruri, poate chiar din nou PET pentru ulei sau ce știu, sau poate din nou PET pentru iaurt. Ei, și atunci, în momentul în care eu voi folosi ca și reciclator materialul ăla, trebuie să fie decontaminat, să nu fiu în pericol de a avea diverse, ce știu, diversi microbi sau deja bacterii care se dezvoltă. Cam asta este explicația cea mai simplă în ceea ce privește efectiv clătirea, curățarea recipientelor pe care înțeleg, în sacul, dar știți ce presupune? Una e să-l clătești puțin, cum ziceți dumneavoastră, deși nici cu asta mulți nu sunt de acord. Și alta e, la anumite produse, să o speli cu simț de răspundere. Pentru că ce îmi spuneți dumneavoastră, dacă o clătești puțin sticla aceea din plastic plină cu chefir, ea oricum rămâne acolo materie. Ar trebui să o speli tu cu simț de răspundere, consumând, nu știu, 10 kg de apă și detergent. Și să poate să mai băgăm și niște soluții dezinfectante, nu? Și atunci, întrebarea cetățenilor, așa, simpli, este, dom'le, da, de ce nu ne lasă să colectăm? Uite, am face noi această colectare selectivă. Deci noi să le punem pe fracții și el să se ducă, să le scoată de acolo, să le bage în tot felul de cuve, să și le spele cum dorește, să și le usuce și să și le mărunțească. Pentru că, doamna Ciobanu, există, din păcate, o neînțelegere, vreau să cred că e doar atât, nu vreau să cred nici că este un abuz din partea operatorilor, nu dumneavoastră, nu, a tuturor, că noi facem fie aici și un pic de educație. Sigur. Ne educăm în primul rând pe noi înșine, însene că suntem femei. Și atunci zic, domnule, omul spune, hai să ne întâlnim la jumătatea drumului, pentru că în timpul Ceaușescu, sticla aia de ulei, nu ți-o primea la un moment dat dacă nu o spălai. Este foarte adevărat. Și oamenii îmi puneau mălai ca să se ducă uleiul mai repede în sticlă și aveau și special niște periuțe cu care spălau sticlele. Era mai ușor la bere decât la ulei sau sticle de lapte. E, dar omul lua sticlele în sacoșică, se ducea la magazin și primea ceva în schimb. Și acum românul spune, da, de ce să-ți fac eu ție munca, tu operator? Adică eu ți le spun pe căprării, ți le și spăl, ți le și turtesc și ți le dau gata, vă spuneam înainte de emisiune, iar tu, operator, te duci și le duci la PetStar, nu-i fac reclamă, dar e o firmă cunoscută aici care se ocupă de mase plastice. PetStar-ul poate vă dă dumneavoastră bani, clar vă dă bani pe contravaloarea mărfii. PetStar-ul își face treaba având o materie primă gata, spălată și igienizată. Dumneavoastră v-ați primit și un bănuț și cetățenul s-a ales doar cu munca și cu o cheltuială în plus. A consumat apă și perie și munca lui și etc. Da, tocmai de aia. Eu sper ca noi să reușim să vă convingem că tot procesul ăsta este un proces corect pe care trebuie să-l parcurgem. Însă, pentru asta o să trebuiască și anume cât se poate ca oamenii să ne vadă activitatea,
să vadă circuitul deșeurilor și să înțeleagă de ce trebuie să facem toate lucrurile astea. Ei cred că o să și venim, dumneavoastră ne-ați invitat și am acceptat și suntem încântați că iată, există deschidere. Sigur. Pentru că în România marile firme au această infatuare de a considera că în curtea lui n-ai tu de ce să-ți arunci privirea. Dacă e serviciu public, zic că da. Știți, exact. Zic? Și eu așa consider tot la fel. De fapt, noi, echipa noastră, consideră că este foarte corect să ne vedeți. Pentru că Adieco, SRL, este operator regional. Drept urmare, orice locuitor al județului și inclusiv al, evident, al Sloboziei, trebuie să fie conștient de faptul că Adieco este un serviciu pe care el însuși îl deține oarecum. Drept urmare, cam toți ar trebui să ne aducem aportul mai mult sau mai puțin la dezvoltarea lui. Știți că la noi în județ lucrurile pe partea de salubrizare nu au stat deloc bine în ultimii 30 de ani. Din păcate, da. Din păcate, da. Eforturile pe care noi le facem acum sunt niște eforturi foarte mari. Însă, clientul final, spunem noi, noi ca și clienți, utilizatorul casnic, nu are de ce să sufere din pricina asta. Nu este vina niciunui om din județ sau din Slobozia, pentru că până acum nu s-a făcut nimic în ceea ce privește salubrizarea la nivel central sau, mă înțelegeți ce vreau să zic. Dumneavoastră cred că ați și identificat marile probleme. Sigur, zic că mari da. În sensul serviciului. Că poate la nivel așa de la câte nenorociri ni se întâmplă nouă ca popor, ca nație, poate asta nu e deloc o problemă mare. Dar, iată, oamenii vin și spun, cel puțin pe noi ne sună la redacție de 25 de ani de când suntem în presă, și spun, măi, doamna Ghina, măi, Ionica, măi, tu nu vezi platformele alea de gunoi? Măi, tu nu vezi mașinile alea care circulă prin oraș? Haideți să vă povestesc. Și atunci zic, unde e partea dumneavoastră și puteți interveni mintenaș? Unde ar trebui să intervină primăria? Unde ar trebui să se facă investiții majore cu accesare de fonduri europene? Tot proiectul ăsta a început, după cum v-am spus, sfârșitul lui 2021, începutul lui 2022. Eu ca reper începutul lui 2022. Repet, erau 8 localități, acum sunt 61. Eforturi uriașe au fost făcute din partea tuturor celor 61 de OAT-uri de care vă povestesc eu, pentru că toți au fost conștienți de faptul că dacă nu reușim să-l dezvoltăm, bine, inițial l-am născut pe acest serviciu, după care, da, trebuie să-l dezvolți. Iar în momentul de față trebuie să-l faci să fie performant, adică să-ți satisfacă nevoile tuturor membrilor comunității, că despre asta e vorba. Și chiar, îndrăznesc, am spune chiar pretențiile cetățenilor. Sigur că mai vedem da. Și noi în străinătate, mai da, avem prieteni rude plecate în afară și transmit de acolo niște fotografii și zici, domnule, să poate așa ceva. Exact, da. Oamenii au tot dreptul și nouă ne place să avem clienți pretențioși. În momentul de față doar ne place, pentru că infrastructura noastră este vai și amar. Ce pot eu să vă spun este că absolut toate utilajele, de fapt o foarte mare parte din utilaje, au fost preluate de la serviciile care funcționau încă în județ. Le-am îmbunătățit, ca să zic așa, și le folosim. În momentul de față avem o flotă de 64 de autogunoiere, care pur și simplu zi de zi sunt pe în județ. În județ, da. Fiecare localitate, fiecare zonă, noi am feliat județul pentru că ni s-a părut că este foarte eficient să faci treaba în felul ăsta. Fiecare își are bucățica lui, repet, după ce ne-am format un întreg, am început de o jumătate de an să ne eficientizăm, să zic așa, activitatea. Nu este deloc ușor. Deci, UAT-urile, administrația au făcut foarte mari eforturi pentru a se ajunge în punctul ăsta. Acum, revenind la platforme. Da, platformele sunt vechi. De exemplu, în ceea ce privește Slobozia, primăria a aplicat pentru insulele ecologice. Este un proiect la nivel de țară pe care îl așteptăm, vă dați seama, mai mult decât oricine. Spuneți-ne puțin despre aceste cred insule, că aici ca ar fi să înțelegem bine, ce... Da, deci vor fi regândite și reorganizate absolut toate platformele de la noi din oraș. În ceea ce privește mașinile și infrastructura operatorului, avem un proiect pe fonduri europene, de fapt Consiliul Județean a aplicat pentru un proiect pe fonduri europene prin care
achiziționăm la nivel de județ pentru absolut toate localitățile. Prin ADIECO? Prin ADIECO, prin asociație, așa, da. Achiziționăm la nivel de județ circa 180.000 de pubele pentru fiecare gospodărie din județ, evident, și din Slobozia, și vreo 2.000 de containere din acelea de 1,1, containere pentru platforme, prin care o să dotăm tot ce înseamnă, repet, gospodărie și, și platformă în orașe. Mai avem planuri pe care în primă fază mi s-ar părea corect să le discutăm. V-am spus, noi de un an de zile suntem în Slobozia, am simțit comunitatea, ne-am trăit și greșelile și clar am învățat din ele. Câte mașini sunt în Slobozia care operează? Sunt 4 autobunoiere mari, capacitate de 12-14 metri cubi, care circulă zilnic la platforme, cele 72 de platforme, și la case, există program pe case tot așa în fiecare zi. La sunt case... suficiente aceste patru autobunoiere? Da. Pentru că dacă ziceți că sunt 72 de platforme, de la platforme se ridică gunoiul la ce perioadă? La ce zilnic? Zilnic trece pe la fiecare din cele 72. Zilnic trece pe la fiecare platformă și săptămânal la case. La case este un grafic de colectare separat, în sensul că fiecare cartier de case este vizitat săptămânal într-una din zilele săptămânii. Aici am preluat, repet, să zicem așa, structura vechiului operator, pentru că nu am vrut să tulburăm apele. Și aici avem câteva observații pe care ni le-am notat, dar înainte de a le vorbi, ca să zic așa, sau de a le lansa, considerăm că este foarte ok. Sunt rețin niște proceduri acum. Noi acum procedurăm, la nivel exact, de discuție, da, ca să urmați să faceți niște proceduri și să le aplicați după aceea. Nu o să intrăm în amănânt, fiindcă este un serviciu, la fel ca și cel de apă și canalizare, care necesită mai multe întâlniri, nu pentru că îmi doresc eu să vă văd, nici pentru că am vreun interes financiar, publicitar, ci pentru că oamenii așteaptă de la mine să le răspund la niște întrebări pe care ei mi le tot pun, fie mi le adresează, fie în Facebook, fie în, la telefon, până mesagerie. E, doamna Ciobanu, problemele sunt cu atât mai stringente, ca să zic așa, cu cât, iată, la case, oamenii îmi spun, a venit toamna și ca orice un gospodar care ai în curte 2-3 copaci fructiferi, o viță de vie și tot ce înseamnă, poate chiar legume, oamenii spun, bine, eu trebuie să-mi adun uscăturile din curte. Cum procedez? Că doar nu o să-mi spună că trebuie să pun în sacul ăla de plastic galben, pentru că ăla nu ține, nici mi-e frică să pun în el și florile din uscate în vază, știți ce zic? Că nu e subțire, plesnește și, ca să nu vă mai spun, că eu, de exemplu, nu știu dacă mi s-a aruncat de două ori de când este sacul galben în Slobozia, în curte. Am înțeles. Poate că lor lăsau undeva agățat și le ia cineva, dar e un cartier mai bunic, nu cred că bine. Vrem cineva să se bucure la sacul ăla. O să le transmit colegilor mei, dacă poate adresa. Chiar ar trebui să discutați cu firmele care, iată, fabrică astfel de sac, să fie ceva mai rezistenți. Că dacă vezi, spun el, e clar că e subțirel. Și sunt lucruri de nuanță, cum spun oamenii. Și atunci îmi spunea cineva zilele trecute, bun, mi-au căzut prunele din copac, din pom, și le adun. Cum nu fac țuică, le pot pune la fracția umedă, adică acolo unde pun și coșile de cartofi și ceapa de la mâncare, da. Dar ce fac cu funzele? Ce fac cu micile crenguțe uscate? Că alea, că nu pot să le mai pun în pubelă, că nu mi le ia gunoierul. Da. Știi, să ridică onor gunoierul capacul și zice, ups, n-ai voie cu crăcile astea aici. Așa este. Și atunci cum facem? Păi ne-am confruntat de când am intrat în Slobozia, repet, am intrat în octombrie și ne-au năpădit frunzele instantaneu. Deci a fost minunat. Și da? Da. Sincer, am vedem alte exemple de bună practică. Alții ce fac? Pentru că nu mai inventează nimeni apa caldă. Da, și sunt copaci peste tot în lumea asta. De acord. Da, clar, ele trebuie colectate separat.
Este un serviciu care este ocazional. Menajerul, prin contractul de delegare, ne-am asumat că luăm zilnic, pentru că omul produce gunoiul menajer. Își face mâncare și e clar că... Pe serviciile ocazionale înseamnă că putem să le tratăm diferit. Și așa am încercat și noi să facem, și anume să le tratăm diferit. Respectiv, ne-am fundamentat un tarif prin care noi putem să ne ducem ocazional, respectiv la solicitarea clienților, să le ridicăm resturile vegetale. Ținând cont că resturile vegetale sunt de mai multe categorii: gazon, frunze, crăci, butași de trandafiri și așa mai departe, evident că și pe acestea trebuie să le abordezi separat. Și am găsit o modalitate, zicem noi, cea mai sănătoasă, copiată de la un operator din țară, de fapt mai mulți fac treaba asta, și anume, tot ce înseamnă frunză și gazon, putem să le colectăm la sac, pentru că poți să le bagi în sac, pe baza tarifului fundamentat de noi la tonă, cât ne costă pe noi să venim să-l colectăm, să-l transportăm și pe urmă să-l prelucrăm, să-l ducem spre depozitare sau spre valorificare, noi am ajuns la un tarif de 7 lei pe sac. Pentru a controla procesul, ca să zic așa, sacul este dat de Adieco. Exact cum ați spus, trebuie să fie mai rezistent și colegii noștri de pe traseu nu au cum să identifice, ei nu au cum să vină cu o hârtie să vadă unde trebuie să se ducă, pentru că, virgulă, colectarea va fi făcută în ziua în care serviciul vine, nu, atunci când mașina trece pe stradă, că așa mi se pare corect. Atunci dau reciclabilul, atunci dau și sacul de resturi vegetare și atunci dau și pubela de fracție umedă. Dar colegii noștri nu vor lua decât sacul pe care este inscripționat cu Adieco. Deci restul vegetare, doar sacul inscripționat cu Adieco. Sunt, exact cum a zis și dumneavoastră, crăci pe care n-ai cum să le toci, să le pui în sac. Oricât de rezistent ar fi sau mare sacul, nu ai cum să le pui în sac. Pentru că pleznește. Exact. Iarăși, este o ocazie rară. Nu tot timpul ai crăci. Ai primăvara și toamna. Da. Bun. Omul când vine la noi să încheie contractul pentru acest tip de deșeu, stă de vorbă cu un coleg de-al meu care știe cum stau lucrurile și știe ce întrebări să-i pună. Și atunci vorbim și despre acele tipuri de resturi vegetale, respectiv crăci și ce mai sunt, pe care putem să le punem într-un snop și colegii noștri le pot lua. Iar acolo există iarăși o posibilitate de tarifare la jumătate de metru cub, 124 de lei sau ceva de genul ăsta, pe care o luăm probabil o singură dată. Abonamentul pentru saci este lunar, pentru că pe perioada primăverii, verii, toamna, oamenii își tund gazonul, adică ai activitatea asta săptămânal, poți să generezi un săcuț de gazon, să zicem. Și să faci un abonament. Exact. La o înțelegere corectă, financiară, cu beneficiarul. Am început să promovăm acest tip de abonament undeva la începutul lunii ăsteia. Avem puține contracte încheiate, însă nu ni se pare că este un început, pentru că este foarte corect. N-ai cum. Eu, ca și operator, n-am cum să știu câți saci de resturi vegetale generează fiecare om de la casă. Însă fiecare om de la casă știe. Și sunt luni și luni. Evident. Și dumneavoastră înțelegeți că abonatul, luna asta poate să-ți dea 5 legături de crengi uscate și în alte 3 luni să nu-ți dea nimic, evident, pentru că n-a generat în curtea lui astfel de... Și atunci vă scoateți și lui este bine. Și treaba asta nu poate fi făcută, repet, contractul nu poate fi încheiat decât discutând, pentru că eu știu ce pot să prestez și cum pot să prestez, iar clientul știe cât generează, când și cum, periodicitate și toate cele. Dacă un cetățean vrea să-și ia o pubelă pentru treaba asta, așa am să vă explic, așa, cum fac eu la în curte, nu eu, soțul. Sunt trandafiri. Trandafiri, știți, sunt frumoși, dar au țepi. Asta e, nu putem să le avem pe toate. Și atunci, un om care iubește această floare zice, domne, eu trebuie să mai tai din crengile alea. Și dacă le las așa, știți, sunt și greu de strâns în legături. Și omul zice, păi aș prefera așa să iau craca și pe urmă să o mărunțesc. Mai nou un coleg de breazlă îmi spune, dar de ce îmi le puneți voi acolo, să fie
pământ să țină umezeală la restul vegetației. E și asta o variantă, dar dacă totuși vrei să le arunci, în sacul ăla nu ține. Ați putea să gândiți o variantă de o pubelă mică în care, la fel, să-i dați un autocolan, să știe că trebuie să o ridicați, că aveți un contract și să tu să-ți pui acolo, să pui capacul, să aștepți o săptămână cu mărunțirea aia din foarfecă de grădinar și când vine să o răstoarne gunoierul, zic, pentru că sacul ăla nu o să țină și tu o să bagi crengile, dacă nu le poți lega, și se sparge sacul, se rupe. Da, știu ce ziceți, rupe. Țepii. Iar probabil așa ți-e greu să faci legături, că... să le iei, să da. Te faci tot un sanguie pe mână. Corect. Unu, din crengile de trandafir, pe crengile de trandafir puteți să le folosiți să faceți grătar cu ele. Dau o aromă, da, deosebită grătarului, așa. Doi, eu am încercat cu cele... Că și eu stau la micuțe, puțe, da? Da? Eu le-am tocățit mic, ceva de genul ăsta și am reușit să le bag în sacul cu gazon. Ah, bun! Da, bun. Da. Deci, deci dacă, se poate. Da, dar atunci când sunt proaspăt tăiate, pentru că pe urmă am văzut, ele se întăresc și nu mai reușesc. E mai greu. Am lămurit și acest lucru. Spuneți-ne acum, în eventualitatea în care foarte curând, de la Consiliul Județean vom primi semnalul că s-au accesat niște fonduri europene, care ar fi urgența? Mașinile cele patru care ziceți că operează la noi în municipiul Slobozia, sunt ele așa cum trebuie din punct de vedere al calității? Că oamenii spun, și nu spun de acum de la dumneavoastră, ci de ani de zile, că, domnule, în momentul în care trece pe stradă, se simte olfactiv și prin toate simțurile aproape. În plus de asta, se scurge ceea ce dumneavoastră numiți levigat, ceea ce noi numim zoaie, cetățenii. Și nu e ușor, după aceea nu vine nimeni să spele carosabilul sau pe unde se mai stropește. Spuneți-ne dacă mașinile întrunesc minimum de condiții. Ele clar de întrunesc, că de-aia sunt pe străzi și colectează de la platforme. Într-adevăr, mai ales în vară, există pepenii care... sunt o provocare pentru noi. Levigatul acesta este zeama care se scurge evident din deșeurile pe care noi le aruncăm. Am avut ceva probleme în vara aceasta. Repet, noi ne-am tot învățat din greșelile pe care le-am trecut, ca să zic așa. Niște episoade cu levigatul care s-a scurs din mașină în momentul în care containerul este răsturnat în mașină. Atunci ori cum ar fi mașina respectivă? Și dacă e pus în saci cosmică, de plastic, bine strâns? Nu are cum, pentru că levigatul clar, fiind lichid, instantaneu se scurge. Ce am vorbit eu cu colegii mei, pentru că, repet, ne procedurăm în momentul de față, este să punem fel și fel de pliante sau bulinuțe la platforme, le așteptăm și pe cele noi, sau dacă nu o să se întâmple de acum încolo, clar o să facem lucrul ăsta, prin care explicăm ce ar trebui să pui în sacul pe care îl duci la container și de ce să nu scurgi orice pui acolo înainte de a-l băga în container, ca să zic așa. Dar ziceți că la cojile aia de pepene sau un pepene pe care l-ai luat din piață, ai venit acasă, îți dai seama că e... Nu e, se poate mânca, n-are gust. Da, pe tine v-am zis, e o provocare, că dai ce un exemplu, asta zic. Sigur, acum omul zice, dacă i-a rămas o jumătate de sticlă de suc și nu o mai bea, o varsă la chiuvetă. Sau uneori nu o varsă. Vedeți că aici este. Sau aruncă tocana fără să scurgă, sau chestii de genul ăsta. Aici... Repet, lumea trebuie, mie nu prea îmi place cuvântul ăsta educată, noi trebuie să înțelegem că fiind parteneri trebuie să învățăm unii de la alții. Hai să înțelegem că nu numai la români, că noi românii avem așa o predilecție pentru a ne așeza undeva la josul societății. Și nu e ai cazul, nu numai noi suntem mai puțin civilizați. Oamenii în celelalte țări, am vorbit cu români plecați acolo, în străinătate, și îmi spuneau așa, domne, noi respectăm ce zice operatorul, dar operatorul ține cont
și discută cu noi prețul, nu numai cu consilierii locali, ține cont și mă motivează cumva. Adică îmi cere să fac o muncă, exact cum vă le-am explicat frumos, și atunci zice, nu mi-am făcut încă magazin, să vii tu să-ți cumpări eu sticlele goale, cum ziceam înainte. Dar uite, îți dau, nu știu, îți dau pubela gratuit anul ăsta. Că uite, eu n-aș vrea, o spăl și la un moment dat e tot pătată, e? Și e urâtă și aș vrea să primesc o dată la nu știu cât timp o pubelă nouă, gratis, din partea operatorului. De ce? Pentru că și eu îi spăl sticlele. Corect, și da. Eu îi strâng dozele. Da, păi în urma proiectului... Asta ziceam, că dincolo de educație mai trebuie și o stimulare palpabilă. Da. O să începem și programele prin care recompensăm, cum să zic eu, comportamentul civic și responsabil față de... Colegul meu, Victor Ghinea, ne tot arată aici și că pliante sunt, doamna Ciobanu. Sigur că sunt bune, le și lipiți, sunt de acord cu asta, dar după aceea... E posibil, ați văzut că și nouă, prin mall-uri, pe stradă, ne tot dau copiii ăștia, tinerii, pliante. Le iei câteodată de jenă, că stă bietul de el cu brațul plin de hârtii. Dar nu-l citești, îl pui la primul coș de gunoi sau îl arunci pe stradă dacă ești lipsit de bun simț și de civilizat. Asta spuneam, poate mai trebuie mai multe dezbateri. La școli să mergeți, să intrați la orele de dirigenție, în presă, iată, veniți, sigur. Și poate v-ar costa și mai puțin, că clientele astea nu sunt așa ușor de suportat financiar, vorbesc. Clar, da. Noi am fost în școli, în Săptămâna Verde și în Săptămâna Altfel, anul acesta, cred că în vreo 20 de școli din județ. Foarte frumoasă experiența. Și evident că acolo am recompensat pe copii pentru că ei te taxează instantaneu. Iar recompensele au fost, ni s-a părut foarte corect ei să ne spună ce vor. Și mi s-a părut foarte interesant că colectivul unei școli, cred că din Bucu, nu mai țin minte, au vrut să le dăm ca și recompensă pentru că au făcut niște activități și că s-au implicat, pubele personalizate pentru reciclarea gunoiului. Da, am intrat și eu și acum ne ajută Google-ul, doar dai pe imagine și atunci ai sute de imagini și am văzut că în alte țări chiar s-a mers până într-acolo, încât există o... strânsă colaborare între operatori și cei care fabrică pubele și cei care fabrică saci pentru pubele, fiindcă eu mă chinui cu niște saci care nu sunt pe mărimea pubelei și nu mi-acoperă și rămâne sacul mai mic decât pubela și se duce și pe lângă sac și se duce și murdărește și pubela și există așa o strânsă colaborare și se motivează unul pe altul și are și cetățeanul care colectează beneficiul lui. Că dacă tu mă pui pe mine și cu sacul ăla care e mic și nu-mi schimb pubela, eu cred că am pubela aia de ani de zile și o tot frec cu peria și totuși s-a învechit. Sigur că îmi vei spune, păi și ce n-ai, nu știu cât costă o pubelă, chiar cât costă o pubelă. Putem de la 100 de lei în sus. Asta spun, n-ai 100 de lei odată pe an să schimb pubela, dumne, trebuie să te duci o iei, trebuie să, adică nu vine nimeni să treacă, să ne anunțați miercuri, trece o mașină cu pubele pe stradă, da, ieși cu suta de lei și iau, știți? Și au omul zice, până ajung la dumneavoastră la firmă, să stau, să car pubela, cu ce o car, îmi trebuie o mașină în care să bag pubela aia, dacă o fi mai mare, să venim, să umblăm la amănunt. Eu cred că lucrurile de amănunt fac și mișcă lucrurile înspre bine. Bun, peste tot vedem că mai nou la Constanța Polaris a angajat controlori, deci oameni care să te controleze pe tine, cetățeanul, prestator de serviciu către serviciu de salubritate, să te controleze dacă ai spălat sticlele, dacă le-ai tasat, strâns și mi se pare un picuț așa că ne scărpinăm pe... Pentru că, ce spun oamenii? Spun așa, adică eu te scutesc pe tine de o muncă, pe tine operator. Tu în loc să mai speli sticlele aia, poate oricum le mai spălași dumneavoastră, clar. Așa, dar în loc să le speli, le spăl eu cu apa mea, cu munca mea, ți le și compactez, ți le și sortez, tu ajungi, le pui pe bandă, le mai iei cu câțiva
oameni mai puțin decât dacă trebuia să faci toate operațiunile astea la bandă, cum se făcea înainte. Și după care tu vii și ne angajezi niște oameni, adică dumneavoastră să fiți numai, aproape numai cu mapa și noi să fim aia cu sapa, cum zice românul. Adică așa dă. Dumneavoastră vă gândiți să controleze oamenii ăștia în pubele? Nu, noi ne gândim să controleze. Cel puțin deocamdată, că poate dacă vremurile ne mai cred că trebuie să fim conștienți de faptul că nu suntem în Manhattan. Așa. Da? Drept urmare, noi am luat-o de jos. În sensul că cu aceste pliante pe care le-am gândit astfel încât să fie cât se poate de, cum să vă zic eu, să concentreze nu neapărat multă informație, dar să transmită informația necesară cât se poate de pragmatic, le-am dat către absolut toate UAT-urile pe care noi le operăm și am avut către dânsii rugămintea de a ne rezerva o zi în care colegii mei să meargă în UAT-ul respectiv și să stea de vorbă cu lumea. Exact cum a spus dumneavoastră, perfect. Nu să-i dau pliantul pe care el la următorul colț îl aruncă. Să-i explic, el să ne uităm puțin la el, dacă vrea îl mai primește, dacă nu ne trimite la plimbare. Pentru noi e important să rețină măcar 20% din ceea ce le transmitem noi. Pe treaba asta nu o să o facem cu controlori sau... Iarăși, gândind eficient, am inclus în programul ăsta pe colegii noștri încasatori, care oricum sunt repartizați evident pe zone, care știu care este zona, cunosc localitățile, deci le este foarte ușor să interacționeze pentru că ei merg acolo. Și de asemenea știu și care sunt problemele, pentru că ar trebui să le știe. Adică în momentul în care te duci în Slobozia, trebuie să-i cam știi unde sunt cartiere probleme, și cartiere, sunt case, străzi și străzi, unele mai cu căsuțe mai mici, cu potențial mai puțin, unele unde oamenii înțeleg mai repede ceea ce le transmit. Unde vor sau nu se înțeleagă, repet, fiecare agent încasator care merge efectiv pe teren știe pe zona lui care au fost reclamațiile, pentru că toate astea se și reunesc și se și intersectează la noi, astfel încât fiecare să știe despre ce e vorba. Și eu cred că asta este modalitatea spuneați prin care încep să... Spuneați că vă trimiteți oamenii, ies deja în întâmpinarea colegilor și vă spun că, iată, sunt unii bătrâni care mie mi-au spus la căsuțe aici la noi în cartierul Oraș Vechi și spuneau, mama, eu am 80 de ani, mă, tu crezi că eu mă mai pot umeri cu dita mai pubel aia care să mai strică și o roată din aia sau merge mai... Poate ar trebui să întrebăm cu oameni, vrei o pubelă la jumătate de cantitate? Că o umpli și știți? Că sunt, vă spuneam că am intrat pe fotografii și am văzut pubele și mai mici și am văzut în parcuri pubele pe culori puse lângă bănci, cum avem și aici coșurile de gunoi prin parcuri, dar la fel pe culori, ceea ce înseamnă că sortarea să fie făcută și la pe sursă. Spațiul public, clar, nu da. Numai în curți și la blocuri, știți ce zic? Și poate că așa, adică dacă vede azi, vede mâine, vorba poetului, astfel dorința e gata și zice, da, domnule, am învățat în parc, stând pe o bancă, mi-a zis mama că să pun hârtia de la ciocolată acolo și sticla dincolo. De acord. Bun, acum știți, noi românii ne plictisim și chiar și de vorba am început să ne plictisim, nu mai avem răbdare, vrem totul comprimat, vrem totul în puțin timp. Ziceți-mi pe ultimele 5 minute... Ce v-ați dori dumneavoastră să transmiteți în scurt timp? Nu se va modifica prețul, dumneavoastră veți face niște investiții și noi începem, împreună cu dumneavoastră și cu alți factori de răspundere, să înțelegem ce înseamnă civism în acest domeniu, al sortării și al recuperării și poate al folosirii corecte a deșeurilor. Gândul nostru, de fapt nu, țelul nostru este să arătăm că putem să facem lucrurile doar dacă vrem să le facem, clar. Ca și proiecte, repet, pragmatic vorbind, avem proiectul pe fonduri europene, asta înseamnă investiții uriașe în infrastructură care clar ne vor ajuta la creșterea calității serviciului pe care noi îl oferim, dar din punctul nostru de vedere, interacțiunea cu
persoanele cărora le pe care îi deservim este mult mai importantă. Pentru că, repet, așa putem să mergem mai departe în parteneriat. Dar sunteți conștientă că trebuie să veniți cu ceva cât mai repede, în sensul să văd mașini noi sau măcar vopsite, măcar spălate, că trebuie să veniți urgent să spălăm, să dezinfectăm platformele de gunoi, fiindcă nu știu dacă Victor Ghinea poate să dea fotografia pe care am făcut-o noi zilele trecute. Adică nu mai este de ajuns să te duci la platforma aia de gunoi, să o mături cu niște mături de nuiele, să arunci niște bard cloros. Clar, Dumnezeule, da. Suntem în 2023. S-o și trebuie să avem ștuțul să pun acolo furtunul și să spăl platformele alea și ghiciți ce? Trebuie să mai am și o scurgere corectă, în care să se ducă levigatul ăla, mizeria aia, zoaiele alea de pe container. Și dacă dumneavoastră ieșiți cu lucrurile astea la prima vedere, așa, care ne deranjează pe noi cetățenii, eu sunt convinsă că vor accepta și ei mai ușor modificările în plan comportamental, ca să zic așa. Clar, da. Mărire de tarif nu o să se întâmple. Din punctul nostru de vedere, deși... Și nici n-ați mărit de când ați venit, ziceți. Nu. Da. Din punctul nostru de vedere, orice modificare de tarif care este în plus, să zic așa, va trebui să vină la pachet cu un plus valoare al serviciului, lucrul la care noi lucrăm acum, dar în viitorul apropiat, modificare de tarif clar nu. Cât este? La case înseamnă 12 lei sau cât? Da, în mediul urban este 12 lei de persoană pentru utilizatorul casnic, în mediul rural 10 lei, iar ca preț tonă pentru persoanele juridice avem 528 fracția umedă și 328 fracția uscată. Patronilor li se pare unora și nu puțin, da? Li se pare cam mare prețul, pentru că spun unii, domnule, dar eu nici nu fac atâta cu noi, adică mă bagă la... Aici este foarte simplu. Noi am întârziat puțin în slobozia cu încheierea contractelor persoanelor juridice, tocmai pentru că am fost încăpățânată și am considerat că este foarte sănătos ca, virgulă, contractele cu persoanele juridice să fie încheiate, tot așa cum v-am spus, la masă, față în față. Niciun contract nu a fost încheiat fără, cum să vă spun eu, fără cântărirea efectivă a cantității pe care o generează agenții economici. Unitatea de măsură clar este pubela de 120-240 sau containerul de 1,1 metri cubi. Da. În momentul în care s-a încheiat contractul, s-a stat de vorbă cu reprezentantul persoanei juridice în vederea stabilirii cantității de deșeuri pe care o generează lunar, săptămânal, în funcție fiecare cum și-a apreciat, v-am spus, la fel ca și la resturile vegetale. Stăm și vorbim că noi generăm o jumătate de container de 1,1 pe săptămână și autogunoiera vine și îl descarcă, atunci va trebui să te gândești că, ok, nu mai vin săptămânal și ți-l iau, vin și ți-l iau la 2 săptămâni. Uh-huh. Pentru că, da, trebuie să fim eficienți. Dacă ți se pare că rămâne și miroase pentru că este containerul așa, nu, îți schimbăm containerul. Aha. Nu-l mai iei pe ăla de 1,1, da? Luăm 2 de 240 sau găsim o modalitate. Bun. Deci dar există mine, această clar, deschidere da. Spre oricine colaborare. A venit și a solicitat modificarea contractului, am stat și am analizat și am modificat fix pe cantitatea din teren. Există oameni care sunt în teren, există oameni care sunt în birou, totdeauna ei își intersectează informațiile astfel încât împreună cu clientul să ajungem la varianta optimă. Vine iarna, am zis că terminăm, dar știți cum e, mai tot timpul ceva de spus. Vine iarna și îmi repugnă imaginile alea, eu chiar așa? Sunt cunoscută pentru faptul că fotografiez, filmez, îmi repugnă imaginile alea când îngheață sacoșele alea aruncate așa peste gardul platformelor de gunoi, unele n-au nici gard, și îngheață și e greu și pentru gunoierii dumneavoastră să le ia, când le ia de acolo să varsă dezintegrează, da. După aia răzuie și rămân și vin câinii și pisicile și să... Deci, de ce avem noi, de ce nu înțelegem că platformele alea trebuie fiecare racordată la
canalizare și la apă. Da. Ca să ne fie mai ușor să spălăm. Eu cred că noile insule ecologice vor veni clar cu dotarea asta, pentru că despre asta e vorba. Vor veni cam când? Dați-ne un timp de așteptare așa. Nu știu, v-am zis, este proiectul primăriei, din câte știu eu, trebuie să se întâmple. Sfârșitul anului. A, bun. Da. Gândeam chiar că nu, eu știu că nu numai primăria Slobozia, noi avem și în Fetești și ei la fel. Sunt oarecum ținuți pe hold, pentru că este un proiect la nivel de țară. Și din câte știu, în momentul de față sunt ținuți la mod. Până data viitoare, când trebuie să discutăm și despre bifurcarea asta a activității din cumăturatul străzilor, că înțeleg că s-a dus la DADP și acolo s-a constituit o cirmuliță, ceva care să se ocupe de măturatul străzilor și va degrevat. Oamenii au impresia că tot dumneavoastră măturați și trotuarele și platformele și ce mai e pe lângă. Vă mulțumesc frumos că ați venit într-o primă emisiune. Ați văzut că nu v-am încuiat cu întrebările. Zicem să ne lămurim, că dacă mă lămuriți pe mine, sunt convinsă că îi lămuriți pe cetățenii, poate mai ușor și cu ajutorul meu, pentru că eu am întrebări așa, știți cum? Neaoșe, pe limba... Să știți că și noi răspundem tot așa, pentru că ne place foarte mult să răspundem că așa. Că repede ne-am sofisticat la vorba acum și am început cu termenii și terminologia din tratate și din normative și legi. Dar e păcat să facem lucrul ăsta atâta vreme cât realitatea... Ne dorim un rezultat bun pe înțelesul tuturor și tot să contribuie. Mulțumesc frumos și ne vedem cu bine la o nouă emisiune. Toate cele bune și aveți grijă, nu mai aruncați gunoiul oriunde și oricum. Până când ajungem să sortăm la modul impus, zic să ne civilizăm un pic, să nu mai aruncăm gunoiul oriunde și oricum. Toate cele bune!